Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Andrei Spânu, secretar general al aparatului președintelui Republicii Moldova, vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate. Domnule Spânu, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara! Domnule Spânu, așadar, secretar general al aparatului președintelui Republicii Moldova. Cum e aici, spre deosebire de acel mega minister pe care l-a spus o perioadă? Probabil e un pic mai scurtă agenda, dacă pot să zic așa, dar în același timp facem ceea ce trebuie să facem și ceea ce am promis oamenilor, schimbăm Republica Moldova. Dar cum e să muncești în aceeași clădire când știi că șeful, adică șefa, e pe acolo, pe aproape? Ca și în orice altă clădire. Nu există nicio diferență. Ok, haideți să ne apucăm de lucru. Domnul Spânu, și dumneavoastră vi s-a majorat salariul ca și miniștrilor? Nu, din câte știu, nu. Nu? Nu. Dar e corect așa? Este decizia guvernului, argumentele au fost aduse, este un început. Din ceea ce s-a discutat, guvernul are misiunea și obiectivul să crească salariile tuturor celor angajați în sectorul public. S-a început cu ministerele, pentru că, din câte știu și m-am uitat și peste lege, nu este vorba doar de creșterea salariilor la ministri, dar la tuturor funcționarilor din ministere, ținând cont că avem și unele obiective majore în perioada următoare, inclusiv de integrare europeană, respectiv este nevoie de această creștere ca să se poată atrage cât mai mulți specialiști în ministere pentru a face față lucrurilor. Dacă dumneavoastră azi ați fi fost membru actualului guvern, la fel ați fi votat pentru? Da. Știți, și nu ține de salariul meu sau al ministrului, dacă vorbim în cazul cel ipotetic, dar aș fi majorat salariile funcționarilor publici cu siguranță. Domnul Spân, eu la postul nostru de televiziune sunt și redactor șef. Răspund de știri. Da. Puteți să-mi spuneți mie cum să dau eu știrea asta despre majorarea salariilor pentru miniștri, și nu doar pentru miniștri, și ceilalți din cadrul ministerelor, pe fonul știrii care sună în felul următor. Angajații sociali din mai multe raioanele țării nu și-au primit salariile de mai bine de 2 luni, anunță președintele Federației Sindicatelor Angajaților în domeniul public, domnul Vlad Cancer. Deci sunt două lucruri diferite. Este regretabil că guvernul încă nu a rezolvat această problemă și sper ca imediat după această rectificare să se întâmple și să fie achitate toate restanțele la salariu. Dar sunt două lucruri total diferite. Pe de o parte, guvernul și statul nu trebuie să admită tergiversări la plata salariilor. Pe de altă parte, un alt obiectiv al guvernului este sau trebuie să fie creșterea salariilor tuturor celor angajați în sectorul public. Atunci, haideți să încercăm un piculeț altfel. Ieri, ministrul agriculturii, domnul Vladimir Bolea, a fost la o emisiune la TVR, unde a vorbit despre protestele agricultorilor, care s-au încheiat deocamdată. Și dumnealui a spus că guvernul a găsit 200 de milioane de lei pentru agricultori, luând bani de la mine, de la dumneavoastră, de la bătrâni, de la copii, de la copiii care s-au născut ieri. Dar bani pentru dublarea salariilor pentru miniștri din unde s-au luat? Eu nu am să comentez declarațiile domnului Bolea. Cred că e corect ca domnul Bolea să facă acest lucru. Eu vreau să pornim de la obiectiv. Ce vrem noi? Și eu cred că Republica Moldova are nevoie de un stat puternic. De un stat în care să activeze cei mai buni profesioniști, să fie și motivat ca să activez în acele ministere și să putem să implementăm tot pachetul de agende, care este și acum, dar care va fi și în 5 ani, și în 10 ani, și tot așa mai departe. În acest sens, această acțiune de creștere a salariilor, a funcționarilor publici din ministere, este un prim pas.
Ori hai să fim sinceri. Nu putem atrage, sau guvernul nu poate atrage suficienți oameni buni în ministere, tocmai din, sau unul din motive fiind aceste salarii mici care erau în ministere. Și eu pot să vă aduc exemplu când am fost și ministru, aproximativ un an jumătate, în care aveam probabil poziții pe care le anunțam permanent la concurs și foarte rar reușeam să angajăm oameni. De asemenea, vreau să adaug că asta nu înseamnă că și în alte joburi sau la alte locuri de muncă nu există o problemă similară. Adică, cu siguranță, dacă o să vorbim în medicină sau în sănătate sau în asistent social sau în alte funcții, cu siguranță există aceeași problemă. Din păcate, bugetul nu permite ca să se crească salariile tuturor în același timp. Și din acest motiv s-a început cu o categorie, care sunt funcționarii publici din ministeri. Ori această categorie de oameni sunt cei care fac politicile, sunt cei care sunt responsabili de strategiile de dezvoltare a țării, de modul în care este gestionat bugetul și de alte lucruri extrem de importante. Din acest motiv, cred că s-a făcut un prim pas corect. Urmează să vedem care vor fi următoarele categorii care vor intra în acest proces de majorare a salariilor. Eu personal cred că oamenii trebuie să fie plătiți bine. Și în sensul dat, consider că aceste acțiuni de creștere a salariilor sunt unele bune. Apropo de următoarele categorii, iată, Consiliul Superior al Magistraturii va cere Guvernului și Parlamentului mărirea salariilor funcționarilor din cadrul CSM-ului și Curții Supreme de Justiție la nivelul altor puteri de stat. CSM-ul solicită majorarea salariilor pentru persoanele din instanțele judecătorești. Propunerea chiar a fost votată de acest nou CSM reformat și CSP-ul, Consiliul Superior al Procurorilor, merge pe aceeași undă. Ei urmează să fie următoarea categorie care vor beneficia de majorări substanțiale? Acest lucru trebuie să fie guvernul, dar din punctul meu de vedere, cred că sunt alte categorii cu care trebuie de început. Rămânem la bani, dacă îmi permiteți. Eu sunt știrist, eu nu sunt născut aici și eu vă citesc doar știrea și vă întreb părerea dumneavoastră. Ok. Dumneavoastră știți că Moldova va înregistra în acest an una dintre cele mai mari scăderi economice din regiune, arată ultimul raport prognoză al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 2. Moldova se află la cel mai jos nivel din Europa în ceea ce privește libertatea economică. Singurile țări de pe continentul european care s-au clasat în aceeași categorie cu noi sunt Federația Rusă și Belarus. Datele se conțin în Indexul Anual al Libertății Economice realizat de Heritage Foundation. Nu îmi spuneți că parcă se merge spre bine de 2 ani încoace. Dar de ce rapoartele internaționale arată contrariul? Nu știu dacă rapoartele internaționale arată contrariul. Haideți să le luăm pe rând, în primul rând. Dacă vorbim de datele referitor la descreșterea economică, în primul rând trebuie să vedem ce se va întâmpla până la final de an. Ori noi știm că perioada în care țara noastră produce cel mai mult este toamna, pentru că atunci vine sectorul agricol care aduce o contribuție considerabilă. Asta este primul. În același sens, dacă vom citi iarăși rapoartele internaționale, vom vedea că Moldova este țara cea mai afectată de conflictul militar din Ucraina, adică de atacul Federației Ruse spre Ucraina. Este cea mai afectată. Și asta nu este o noutate, asta toată lumea o știe. Respectiv, de fapt, din momentul în care Federația Rusă a decis să atace Ucraina, din acel moment, în Republica Moldova au început să apară mari probleme economice. Și am să, cumva, încerc să le explic. Un lucru cert este că investitorii se gândesc de câteva ori dacă să vină în Moldova să investească, știind care este incertitudinea din cauza acestui război. Iar, la fel, este un lucru simplu. Atâta timp cât nu ai investiții, mai puține locuri de muncă și mai puțină activitate
economic. Doi, lanțurile logistice, practic, au fost distruse, dacă vreți. Și eu am fost ministru responsabil inclusiv de transport. Și pot să vă zic că au fost provocări serioase în a găsi cum putem să găsim căi de a exporta ceea ce producem la noi în țară. Și alte probleme care apar din acest motiv. Tocmai din acest cauză zic, în primul rând, să așteptăm să vedem ce va fi la final de an. Doi, să înțelegem un pic cât de mult suntem afectați de acest război pornit de Federația Rusă. Pentru că eu am impresia că uneori, unii comentatori, unii jurnaliști, uită. Ce uită? Că în Ucraina este un război și Moldova este a doua țară cea mai afectată după Ucraina. Referitor la a doua întrebare. Da, este adevărat și noi știm asta și din câte urmăresc ceea ce face Ministrul Economiei, cu asta se ocupă. Să facă ca pentru oamenii care vor să inițieze o afacere să fie mai simplu. Ori noi știm, economia a fost monopolizată an la rând, până în 2021. An la rând a fost monopolizată, supusă schemerilor, stras bani din economie. Ori eu când mă uit acum la informația care apare în spațiu public, de la organele de drept referitor la magnitudinea furturilor care s-au făcut în Republica Moldova în perioadele precedente, e desperiat. Vorbim de miliarde care au fost furate, sustrase și probabil făcute activitate mai puțin legală. De unde au fost? Ce anunț în acest sens au făcut organele de reabilitate? Nu, anunțul despre proprietățile pe care au fost achiziționate de unii exponenți a guvernării Plahotniuc, spre exemplu. Sechestrele care au fost puse. Furtul miliardului, $1 miliard. Asta tot s-a întâmplat în ultimii, 10 ani. Da? Deci aceste sume au fost scoase din economie, că nu apar din aer. Și toți cei care au fost până la guvernarea PAS, deci au făcut așa ca economia să nu funcționeze. Evident că este un indicator care este analizat, se fac anumiți pași în acest sens, însă acest lucru, hai să iarăși să fim onești și sinceri, nu se va întâmpla peste noapte și nu am văzut de la nimeni din guvernul PAS să spună că gata, economia va fi liberă și să faci business în Moldova va fi la fel de ușor ca într-o țară europeană. Va lua un pic de timp. Da. De următoarea știre, tot Plahotniuc și războiul de vină. Moldova a fost inclusă în lista statelor cu risc major de spălare a banilor de către cea mai mare bancă din Elveția, UBS sau UBS, nu știu cum se cheamă. În listă se mai regăsesc așa țări precum Rusia, Libia, Sudan și Venezuela. Aici tot războiul de vină. Nu, aici este inclusiv furtul miliardului și landromatul care a fost. Sunt lucruri... Păi asta a fost... ani în urmă. Da, dar asta nu înseamnă că nu ne impactează acum. Să vedem că unii dintre înșii încă sunt la libertate, alții sunt fugari. Anumite scheme de-a lor probabil încă funcționează pe teritoriul Republicii Moldova și încearcă să facă anumite scheme. Deci eu vreau să avem o discuție cum? Sincer. Deci sunt lucruri care se întâmplă. Și nimeni nu a spus că, uite, ia ca sunt 2 ani, de azi gata, s-a rezolvat totul. Este un proces care va dura. Repet, șmecherii care au fost până acum au construit pas cu pas modificări de legi, construire de instituții, și-au băgat oameni corupți, procurori, judecători, tot ce vrei ca să țină acest sistem în viață. Și el nu va dispărea peste noapte. Iar eforturile care se fac acum, da, vor produce rezultate și eu sunt sigur că în viitorul apropiat lucrurile vor arăta altfel. Noi mai avem la ora actuală în circulație, dacă pot spune așa, scheme din alea pe care acuzați dumneavoastră pe când erați în opoziție, că se întâmplă? Bun. Spre exemplu, aeroportul care a fost recent preluat înapoi, dar această procedură de preluare a aeroportului a durat până acum în primăvară. Început în 2020 de guvernul Chicu.
Nu cred că este început. Eu țin minte când eram la secretar general la guvern în timpul mandatului de prim-ministru a doamnei președinte Maia Sandu, atunci încă au fost primele acțiuni mai hotărătoare în acest sens. Și de fapt de atunci s-a început tot procesul și a fost finalizat deja de guvernul PAS. Mm. Da, și asta poate fi verificat foarte, foarte, foarte ușor. Deci anumite scheme mai mici sau gările automoderne, hai să vă dau un alt exemplu, care contractul de cesionare a fost reziliat, însă procesul de preluare, pentru că sunt mai multe bunuri, mai multe locații, încă durează. Da, și eu sper că APP-ul să ducă până la capăt acest efort și guvernul ca gările automoderne sau gările, stațiile auto, să revină în proprietatea statului. Deci toate aceste eforturi se fac. Ele durează, pentru că mai bine să dureze o lună mai mult, dar după care să nu avem probleme în justiție, în arbitraje și să ne asigurăm că totul este făcut corect și ei nu mai vor avea nicio șansă ca să poată să-și recupereze presupusele investiții sau alte elemente. Dar alte scheme? De eu nu mă refer la scheme că o mătușă Ileanu a adus două genți de haine. Nici eu nu mă refer la aceste... Contrabanda pe care spuneați dumneavoastră sau reprezentanții guvernării actuale atunci în opoziție, țigări, da, cu tirurile, spirit, nu știu. Deci eu nu exclud că și la moment... Nu mă refer cu căldarea de spirit. Cred că eu înțeleg foarte bine și sincer sunt de acord cu tine că nu trebuie să vorbim, cum trebuie să vorbim și de corupția mică care se întâmplă, dar în primul rând trebuie să avem grijă de furturile astea mari care se întâmplă și de contrabanda, așa cum ai menționat. Eu nu exclud faptul că și acum mai sunt elemente sau se mai întâmplă astfel de lucruri. Pentru că, repet, s-a schimbat miniștrii, s-au schimbat secretarii de stat, s-au mai reușit să se schimbe mai mulți funcționari, conducători de instituții, dar nu s-a ajuns până la ultimul om care a fost implicat în toate schemele și din cauza căror astfel de lucruri s-au întâmplat în trecut și probabil se mai întâmplă și acum. Eu fără ironie, serios, dar da. Scheme în domeniul gazelor naturale avem? Eu acum am greu să spun, eu cred că nu sunt. Atât cât am fost ministru, nu am permis să avem astfel de scheme. Ne mai vând până la publicitate. Încă o știre. Am citit-o la colegii mei de la TV8. Fostul ministru Andrei Spânu, în război cu foști și actuali factori de decizie din cadrul SIS-ului și Procuraturii Anticorupție. Actualul secretar al președinției a oferit mai multe nume care, zice domnul Spânu, n-ar trebui să se mai regăsească în sistem pentru că ar fi fost fideli regimului oligarcului Plahotniuc. Aceiași oameni ar sta în spatele unor dosare penale deschise pe numele său, spune Spânu. El s-a referit la 5 persoane. Este vorba despre fostul șef al Direcției Urmăririi Penale din cadrul CNA, Eugen Rurac, care a lucrat și la SIS. Șeful Direcției numărul 1 a Centrului Antiterorist din SIS, Sergiu Mițelescu. Ex-șeful SIS, Alexandru Esaulenko. Șeful Direcției Generale Contraspionaj din cadrul SIS, Vitalie Ojog. Dar și actualul șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, Mihai Ivanu. Știre din 6 aprilie. Cine dintre aceștia au mai rămas, domnule Spân? Au rămas unde? În funcții. Nu cunosc toate detaliile. După acele interviuri noastre, da. S-a întâmplat ceva? Bun, doamna Maia Sandu despre Esaulenko au spus că e băiat de treabă și e profesionist. Da. Deci eu nu cunosc exact unde și că nu am instrumente să verific exact unde și ce funcție au aceste persoane, dar eu am spus un lucru care îl repet și aici. Toate persoanele care au făcut parte și au contribuit ca regimul Plahotniuc să uzurpeze și să conducă într-un mod criminal Republica Moldova, trebuie să fie scoase din sistemul public. Inclusiv aceste 5 persoane? Inclusiv aceste 5 persoane. Deci asta este opinia mea. Deci eu cred că aceste 5 persoane nu au ce căuta în sistemul public. Și am spus-o atunci, o spun acum și am spus-o inclusiv în interiorul partidului. Nu să știți bine că eu vă respect, așa-i? E decizia dumneavoastră. Eu la fel o respect și pe doamna Maia Sandu. Noi nu ne-am văzut de prin 2020, dar respectul meu continuă să fie.
Și atât eu am în față doi oameni pe care îi respect. Eu pe cine să cred în cazul domnului Esauenco? Pe dumneavoastră sau pe doamna Maia Sandu? Deci eu nu vreau să, cum, să mă expun la, sau să răspund la această întrebare, pentru că nu cred că eu trebuie să... Deci este propria noastră decizie. În același timp, domnul Esauenco nu mai este director al Serviciului Informației și Securitate. Dar e ambasador al țării noastre? Da. Și locul lui nu e acolo. Deci, Gheorghe, deci trebuie să repet. Deci eu, ceea ce am spus în interviul pe care l-ați menționat, am repetat și aici și cred același lucru în continuare. Mai mult decât atât, cred că sunt și alte persoane care trebuie să plece din sistemul public pentru că au contribuit cu, prin acțiunile lor la foarte multe lucruri nu tocmai bune pentru țara noastră. De data asta aveți curaj să-mi spuneți vreun nume concret, ca atunci, cum ați făcut? Nu e vorba de curaj, e vorba că acum o să mai vedem, poate pleacă de bunăvoie. Dar acel interviu a avut vreun efect ulterior? Nu cunosc. Pe numele dumneavoastră sunt dosare penale la ora actuală? Nu cunosc să fie vreun dosar pe numele meu. Dumneavoastră la vreo instituție din astea, CNAPA, PG și așa mai departe, ați fost vreodată audiat? Eu am fost, pe subiectele care au ieșit în spațiu public, nu, am fost audiat încă când eram ministru de Procuratura Anticorupție pe o informație din spațiu public referitor la termoelectrică. Și atât. Da. Deci dumneavoastră nu știți ce sunt cu dosarele alea care au fost intentate. Din comunicatele publice pe care le-au făcut instituțiile, spuneau că sunt la faza de investigație pe fapte. Nu există un dosar pe numele meu sau pe, nu știu, pe altcineva. Dar care sunt instituțiile care au intentat dosare pe fapte unde ați putea fi vizat și dumneavoastră? Păi ceea ce a fost în spațiu public. CNA-ul, Procuratura Anticorupție, vorbeau de anumite lucruri pe care le investigează. Dumneavoastră continuați să stați fără nicio grijă în privința asta și dormiți liniștit. Da, foarte liniștit. Curajos om sunteți. Da, nu e vorba de curaj. Eu știu ce am făcut și tot ce am făcut în perioada când am fost la minister a fost să asigur țara cu resurse energetice și să am grijă ca totul să fie făcut în limita legii. Și atunci de ce avem aceste dosare pe fapte? Pentru că sunt băieți șmecheri acolo. Și regizorul meu, tare șmecher, vrea publicitate, luăm, vă rog, câteva asta clipe. Asta e bine. Și după care revenim, publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Spână, haideți să continuăm tot cu un piculeț de justiție. Haideți. De la 1 la 10, ce notă i-ați da doamnei Veronica Dragalin pentru activitatea sa profesională? Și pentru că dumneavoastră veți spune în felul următor, nu sunt eu cel care trebuie să dau note, vă întreb altfel. Dumneavoastră apreciați foarte mult sau extrem de mult activitatea doamnei Veronica Dragalin de când e șefă la Procuratura Anticorupție? Eu cred că nu există încă cumva un cetățean a țării noastre care să fie mulțumit de tot ce se întâmplă în justiție. Eu n-am auzit încă pe nimeni să zică, uite, gata, noi suntem mulțumiți, lucrurile în justiție merg foarte bine. În același timp, eu cred că noi toți trebuie să înțelegem că probabil dacă vorbim de o reformă complicată, probabil o reformă în justiție este un lucru cel mai complicat care poate fi făcut. Nu zic că peste tot e complicat, dar aici este extrem de complicat. Acum, ca să încerc, am făcut o introducere ca să încerc să răspund la întrebarea dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, faptul că a venit o persoană din afara sistemului este foarte bine. Și eu mă bucur că în interiorul Procuratura Anticorupție și sper că și în celelalte instituții de drept se discută despre corupția din aceste instituții. Că e bine, că e rău, că va da rezultate imediate, că un pic mai târziu vom vedea. Dar este un semnal extrem de bun că despre corupția din aceste instituții se discută inclusiv în interior. Și eu sper tare mult
ca aceste instituții, în sfârșit, să înțeleagă că e timpul și ei să pună umărul și să se reformeze. Vor face un mare serviciu întregii țări în procesul de reformare a justiției și să avem mai multă dreptate în țara noastră. Cu alte cuvinte, doamna Drăgălină, e pe calea cea dreaptă? Da, eu cred că da. Dar dumneavoastră aveți o părere despre faptul că domnia sa vrea să pape CNA-ul și să facă o instituție... Dar nu știu dacă cineva vrea să pape CNA-ul. Sau să smărite Procuratura Anticorupție cu Centrul Național Anticorupție. Nu știu dacă, în primul rând, doamna Drăgălin vrea să facă asta. Eu cred că... Ea a zis că ea, dacă se va întâmpla asta, chiar va candida la funcția de șef. Păi una e să vrei să candidezi la o instituție și alta este să vrei să... cum? Să papi o instituție, așa cum ați menționat. Eu cred că discuția care are loc este despre oferirea tuturor instrumentelor Procuraturii Anticorupției sau unei instituții reformate ca să poată să lupte cât mai eficient cu corupție. Și permanent la noi în țară se aducea exemplu DNA-ului din România, care are tot pachetul de instrumente ca să poată să prindă acei hoți. Și eu tare sper că se va duce la modificarea legislației așa încât Procuratura Anticorupției sau cum se va numi în viitor să poată să-și îndeplinească mandatul cât mai eficient. Este o poziție clară la acest subiect în cadrul partidului? Pentru că am văzut mai multe. Am zis că sunt discuții. Este adevărat că, cum și-am menționat, este un subiect extrem de complex. Este foarte intens discutat în partid, trebuie să recunoaștem și cred că atunci când deja va fi o decizie finală, va fi anunțată de instituțiile care se vor ocupa de reformă. Dumneavoastră ați vorbit și ați lăudat faptul că în cadrul Procuraturii Anticorupție se vorbește despre corupția din instituție, ceea ce înseamnă că ați ascultat acel monolog al doamnei Drăgălin de 18. Da, l-am ascultat. Nu credeți că a exagerat un pic sau uneori e bine așa, cu biciu? Eu, bun, domnul Gonță, este extrem de dificil să ne expunem, e bine, nu e bine, pentru că nu am fost acolo, nu am văzut toată. Doamna a confirmat că e vorba. Nu, dar știu că a confirmat și înțeleg că este înregistrare autentică. Zic că nu știm exact ce s-a întâmplat pe toată perioada evenimentului. Sau doar 4 minute, primele 4 minute. Bun, nu știu. Eu, doamna a zis-o la TVR. Ok, probabil, asta nu am observat. Dar evident că poți te legi de un cuvânt sau de altul. Dar, în esență, ce am înțeles eu? Deci, în esență, mesajul a fost simplu. Oameni buni, în interiorul nostru, adică în interiorul angajaților de la Procuratura Anticorupție, nu știu dacă erau și de la CNA, există oameni corupți. Și ei trebuie să plece. Eu asta am înțeles. Și, din punctul meu de vedere, acesta este un mesaj corect. Dacă mă întrebați pe mine, când eram la minister, exact asta spuneam. Când mergeam la o instituție subordonată sau în interior, spuneam simplu. Oameni buni, eu nu exclud faptul că aici este corupție, în această instituție, și rog, fie ne oprim, fie ne luăm rămas bun. Și mi se pare de bun simț ca orice conducător a unei instituții publice să aibă astfel de mesaje către angajații săi. Dacă vreodată schimbă guvernarea, nu de doamnă, fiți la putere cât doriți și puteți, dumneavoastră ați vrea ca cei care vor veni, și spunem că vor fi așa mai duri, să trimită la Andrei Spână acasă la 6 dimineața mascați, să-l aresteze în fața copiilor? Nu. Mesajul ăsta vi s-a părut normal? Deci eu am zis, putem să ne legăm de anumite formulări care probabil nu au fost tocmai potrivite așa cum și-ați dat un exemplu, dar în esență mesajul a fost cel care l-am spus. Cei corupți trebuie să plece. Dar domnul Mustreață de la APP a meritat ceea ce a pățit? La ce vă referiți? Păi în acel discurs doamna Drăgălin vorbea și despre faptul că o să vedeți ce o să pățească Mustreață. Nu are legătură. Eu cunosc cazul foarte, foarte bine. Nu are legătură ceea ce a spus doamna Drăgălin cu demisia domnului Mustreață de la APP. Nu-i mâna ei? Nu. Nu are nicio legătură și vă spun, probabil și toți colegii din partid vă vor confirma. În partid se știe, dar cetățenii au înțeles că doamna Drăgălină a influențat. De asta încerc să spun la această emisiune și să răspund că, cunoscând
mai multe detalii și tot ce s-a întâmplat, vă spun că nu există o cauză-efect între aceste două evenimente. Am citit o știre zilele astea sau o postare de unui prieten pe Facebook că pe 24 iunie a avut loc alergarea Nocturne Night Run la Chateau Purcari. Așa. Președinta Maia Sandu a făcut o vizită surpriză, salutând sportivii. Procurora anticorupție Veronica Drăgălin a alergat 10 km. Au fost oameni de afaceri, inclusiv. La final, toți au participat la Pasta Party. Am gustat din nou vin nocturn în Viorica 2022. Iar seara a culminat cu un show de lumini pe clădirea șatoului și pe copacii din grădină. Este, vă se pare ok ca evenimente mondiale să meargă șeful statului și șeful procuraturii anticorupție? Haideți să imaginăm că se ducea la un atare eveniment Igor Dodon și Alexandru Stoianoglu. Deci eu, în primul rând, nu vreau să discut despre aceste persoane și să nu facem comparații. Doi, trebuie să întrebați organizatorii. Nu cred că s-a ocupat doamna președinte sau doamna Drăgălin de acest eveniment. Și eu am participat la mai multe evenimente în care am alergat, inclusiv la Cricova, tot 10 km. Că este un eveniment sportiv. Eu, de fapt, aș încuraja cât mai mult cetățenii să practice sportul și să meargă la evenimente care probabil sunt utile din mai multe puncte de vedere. Deci eu chiar nu văd aici o problemă. Faceți sport, apropo? Am început să fac. Eu nu pot să sufăr sportul, din păcate. Nu e tocmai cea mai bună recomandare. Eu recomand tuturor să facă sport. Eu încerc din când în când să fac flotări în fața copiilor mici, ca ei să ia exemplu. Înțeleg. Nu, trebuie să recunoaștem că să faci sport necesită disciplină, în sensul că dacă ți-ai planificat să faci și de o perioadă, o lună și ceva, am început să revin. Am făcut mai mult în trecut. Da, dacă sunteți la președinție și nu prea aveți, eu sunt sigur că aveți ce face, dar nu e așa un program încărcat, e acum reușit și de sport să vă ocupați. Trebuie să reușim tot timpul să ne ocupăm de sport. Cred că asta a fost o scăpare mai degrabă, că nu am reușit tot timpul să mă ocup. Înapoi la realități. Haideți. Deci, secretar general al aparatului președintelui Republicii Moldova. Cine, în cadrul instituției prezidențiale, se ocupă de organizarea evenimentului întâlnirea dintre, pe de-o parte, președintele țării, doamna Maia Sandu, pe de altă parte, 8, 9, 7, 10 lideri de partide pro-europene, cum a avut loc, de exemplu, ieri? Echipa de consilieri. Dumneavoastră nu aveți nicio treabă cu asta. Bun, particip și eu la discuții, dar m-ați întrebat, de exemplu, propriu-zis, că nu am fost în țară și nu am participat propriu-zis la organizare, dar știu că echipa de consilieri s-a ocupat. Dar care sunt criteriile de selectare a partidelor politice? Cine decide că aici e o leacă pro-european, dar aici e o leacă mai mare pro-european? Pe ăsta le invităm, dar pe ăsta nu le invităm. Eu, din ce știu și a fost și comunicat-o public, s-au invitat partidele care s-a discutat înainte de Marea Adunare Moldova Europeană, ca și urmare acestui eveniment. Deja pe viitor vom vedea, poate se va schimba formatul și vor participa și alte partide. Partidul Liberal Democrat, din care ați făcut dumneavoastră parte și din care un pic de tot a făcut parte doamna Maia Sandu, de ce n-a fost invitat nici pe 21 și nici acum? Deci, încă o dată spun. Deci, acestea au fost partidele care s-au adunat înainte de acel eveniment. Pe viitor, deja se va decide. Pentru evenimentul din 21 mai, înainte de acest eveniment, întâlnirea a fost organizată inclusiv cu aportul dumneavoastră? Da, atunci am participat și eu. PLDM-ul. De ce atunci n-a fost invitat? Vă referiți până la 21? Asta a fost decizia care a fost luată atunci. Decizia cui? Decizia echipei de organizare. Lista într-un final o aprobă doamna președinte, nu? Da, inclusiv a participat și doamna președinte. Dar Partidul Social Democrat European, partener politic oficial al PSD-ului de la București, oficial, El nu e partid pro-european. Iată, de exemplu... Domnul Gheorghe, eu cred că stăm prea mult la această discuție. A fost o întâlnire cu partidele politice, asta e tot. Doamna președinte și echipa a considerat că aceste partide să se întâlnească. Pe viitor nu excludem faptul că s-ar putea lărgi lista sau îngusta în funcție de agenda și ce se va decide că se va discuta propriu-zis la acele întâlniri. Adică dacă data viitoare vor fi chemați PLD-miști și PSD-iști, un fel de...
ei, hai, treabă. La, hai, veniți. Nu am zis asta. Am zis că în funcție de agenda și de subiecte care vor fi discutate, nu mă exclud din faptul că ar putea să fie invitați mai mult sau toți, în funcție de cum se va decide atunci. Dar nu vă temeți de faptul că astfel transmiteți mesajul populației că, băieți, iată, ăștia sunt parteneri buni. Micuți, micuți așa, micuți cum îți iei, dar să ai noștri. Ceilalți știți că sunt putiniști, coloana 5-a, război hibrid, destabilizări și ce mai este acolo în listă. Ești lista de la capăt. Și trebuie să recunoaștem că unii chiar așa și sunt. Ok, ăștia PLD-MEU și PSD-EU... Eu n-am spus asta, am spus din cei care ați menționat acum. Mm-hmm. Clar, clar. Până vă întâlniți voi cu ceilalți, vin alegerile locale. Zice lumea că dumneavoastră ați fost șeful statului electoral, da? Noi am mai vorbit, bătind, și la emisiunea trecută. Da. Pentru electorala din anticipat. Prezidențiale și anticipate. Și prezidențiale și anticipate? Da. Dumneavoastră așa de tare să intrați în domeniul ăsta? Nu știu. Putem spune că inclusiv aportului dumneavoastră, așa, modest, s-au luat scorurile care s-au luat atunci? Nu cred. Cred că cel mai important a fost votul cetățenilor și a oamenilor. Bine. Cine va fi șeful staff-ului electoral anul ăsta? Partidul va anunța. Adică nu dumneavoastră. Gheorghe, partidul va anunța cine va fi. Când se va începe campania, propriu-zis, atunci probabil se va discuta și va fi și în spațiu public cine se ocupă de campanie. Dar vă doriți încă o dată să fiți șeful staff-ului electoral? Domnul Gont, partidul va anunța, nu insistați. Dar dumneavoastră veți candidat la vreo funcție anul ăsta? La ce funcție? Nu știu, consilier municipal, de exemplu. Nu cred. Nu? Nu. Primar undeva. De la mine în sat, trebuie să mă gândesc. Lilian Carp, deci, da? Acesta este candidatul PAS-ului. Da. Credeți că are vreo șansă să acceadă măcar în turul 2? Eu sper și cred că noi avem șansă să câștigăm. Dar de ce așa de târziu l-ați anunțat? Pentru că așa a fost discuția și am considerat că este cel mai oportun moment să facem acest anunț acum. Mai mult decât a fost și mai multe discuții în partid pe candidat. Iar un lucru important a fost faptul că eram în plină iarnă și din punctul nostru de vedere, era foarte important atunci să ne concentrăm pe depășirea crizei energetice și altor crize și doar apoi să putem trece la anunțurile ce țin de electoral. Dar este adevărat că anul trecut, la o întrevedere informală la Condrița, totuși dumneavoastră ați fost propus inițial ca și candidat? Ce, au fost mai multe discuții. Este adevărat că am fost și eu printre unii persoane care se analizau pentru a fi candidat. Eu mereu la toate intervențiile publice am spus, atâta timp cât nu este o decizie a partidului finală, nu putem spune că a fost o decizie sau nu. Dar aveți așa un sentiment de gelozie pe Lilian Carp? Nu, absolut. Sau chiar vă bucurați? Nu am de ce să mă bucur sau să am gelozie. Noi trebuie să facem echipă și să lucrăm ca să câștigăm aceste alegeri. Vă spuneam mai sus că eu știriți de meserie. Hai dați-mi știrea. Care au fost candidații inițiali? Și s-a ajuns? Păi, a menționat și președintele partidului, domnul Grosu. A fost domnul Carp și domnul Bolea, eu și au mai fost în parcă câțiva colegi. Doamna Gavriliță a fost vreodată? Și da, a fost analizată și această candidatură. Dar ceva n-a mers, da? Nu vorbim despre a mers sau nu a mers. Tot și fost prim-ministru, nu credeți că autoritatea așa publică e mai mare? Deci, repet, noi în partid luăm decizii așa cum considerăm noi că este cel mai bine pentru țară și pentru noi. Respectiv, asta a fost decizia. Inclusiv la aceste discuții a participat și doamna Gavriliță. Deci nu este o chestie, nu știu, bună sau mai puțin bună, bun sau mai puțin bun. Deci a fost un proces de discuție în care s-a ajuns la acest rezultat. Domnul Carp este candidatul partidului și noi vom merge în campanie să ne batem pentru primăria Chișinăului. Dar în lista de consilieri municipali pe care o veți propune, vor fi și membri actualului Parlament din fracțiune sau nu?
Nu știu dacă s-a ajuns la astfel de discuții. Știu că Lilian împreună cu echipa din Consiliul Municipal și Organizația Teritorială Chișinău discută la acest subiect, mă refer la potențiali consilieri municipali și cred că deja tradițional, înainte de lansare în campanie, va fi anunțat candidatul care deja este cunoscut și lista completă. Cine e șeful stafului electoral la Chișinău? Am zis, atunci va fi anunțat la fel cum va fi anunțat și la nivel național. Doamna Gavrilița, ce vrea să facă mai departe? Nu, întrebați-o pe doamna Gavrilița, nu știu. Partidul nu-i oferă nimic, nicio funcție, serios? Nu, cred că doamna Gavrilița trebuie singur să decide. Nu suntem în cazul în care noi să oferim. Doamna Gavrilița a fost prim-ministru Republicii Moldova și cred că poate să decide singură. Da, la Bălți veți avea candidat? Da. Cine? Va fi anunțat. Încă nu știți. Va fi anunțat. Nu credeți că Marina Tauber câștigă din primul tur? Nu. În al doilea? Nu, eu în general cred că după ce Curtea Constituțională a decis referitor la neconstituționalitatea Partidului Ușor, cum am tare multe întrebări cum am putea avea un astfel de candidat. Păi va candida de pe listele altui partid. Nu contează. Eu vreau să înțeleg exact decizia Curții, pentru că doamna Tauber, Șor și alții au fost practic în conducerea acestui partid. În conducerea acestui partid n-a fost doamna Eugenia Guțul și a câștigat în Găgăuzia. Și care e întrebarea? Nu credeți că astfel ar putea câștiga lejer în multe locuri cu candidați care n-au nimic cu decizia Curții Constituționale? Nu exclud. În același timp, eu sper încă o dată, și spun asta public, sper să mă audă, că e timpul ca instituțiile publice responsabile să fie vigilente atunci când vorbim de finanțarea ilegală a partidelor politice și a campaniilor electorale. Ori din punctul meu de vedere foarte personal, eu cred că alegerile din Găgăuzia au fost ilegale, în sensul că acolo s-au dat bani la greu ca să se promoveze, așa cum spuneți dumneavoastră, un candidat care înainte de alegeri probabil, nu știu dacă un număr de câteva sute probabil cunoștea cine este. Da, de ce nu s-a avut candidat în Găgăuzia? Așa a considerat partidul, ținând cont de realitățile care sunt acolo. Oamenii tind să voteze o persoană de pe loc. Au fost mai mulți candidați. Noi am zis că pentru noi contează ca alegerile să fie corecte și bine desfășurate. Dar pentru Comrat veți avea candidat? Se va anunța. Eu sper și sunt aproape sigur că noi vom avea candidați în toate localitățile țării. Inclusiv din regiunea Găgăuzia țării noastre. Inclusiv, da. Mm-hmm. Clar. Domnul regizor, de cât mai avem noi până la publicitate? Haideți să o luăm acum, vă rog, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Iată, spuneți dumneavoastră, domnule Spână, că nu vreți candidați. Deci, dumneavoastră, vă gândiți să rămâneți în funcția respectivă în continuare. Până ce sunt în funcția dată, da. Scopul pe care îl aveți dumneavoastră este să vă duceți mandatul odată cu încheierea primului mandat al președintei Maia Sandu, corect? Nu neapărat scopul. Scopul este să ne asigurăm că implementăm acele reforme care sunt necesare pentru țara noastră. Să înțeleg ceva, eu nu înțeleg. Deci, haideți altfel. Dumneavoastră nu excludeți faptul că ați putea pleca din funcția de secretar general al președinției la un moment dat sau în perioada apropiată, imediat apropiată, un piculeț mai îndepărtat, în curând. Nu am astfel de discuții. Dar idei, planuri? Păi, repede, dacă nu am discuții, idei, nu am această idee. Eu zilele trecute am mers noaptea pe lângă președinții. Așa? Mie anul trecut președinția mai tare îmi plăcea cum arăta noaptea. De ce n-a prins luminițele pe la masă și havuzul când
Havozul cred că va fi pornit în zilele următoare, lumina mai economisim. Dar păi mai ieftin acum. Asta nu înseamnă că nu trebuie să economisim. Ei, dar păi asta e cea mai importantă instituție din țara noastră, domnul spun. Importanța instituției nu cred că o face luminile de afară. Bun, cu lumina ne-a lămurit, haideți înapoi la justiție. Plahotniuc, plahotniuc, tot cu truc 4 ani de când omul a plecat și tot plahotniuc la modă. Acum am înțeles că eu mai deschis un dosar. S-a încercat să fac niște breaking news-uri, dar ăștia care o leacă să mai deștept s-au zâmbit. Dacă așa de tare îl preasemnă pe plahotniuc și așa de dușman din 2009 încoace, de ce Interpolul nu ne crede și nu îl caută? Păi trebuie să întrebăm pe cei care au făcut sesizările la Interpol pentru faptele pe care le-a făcut. Eu am aceeași întrebare. Repet, tocmai de asta, la începutul emisiunii sau în primele întrebări, am zis. Toți oamenii care au lucrat în acea perioadă și l-au servit și sunt clare probe sau au lucrat în anumite dosare care cumva duc la acest personaj, trebuie să plece din sistemul sau din sectorul public, pentru că altfel va fi foarte complicat. Și dacă pleacă, înseamnă că Interpolul o să-l caute? Nu. Înseamnă că vor veni oameni bine intenționați și corecți care vor face dosarele și vor trimite solicitările așa cum trebuie. Pentru că din ce am citit și cunosc, cumva solicitările care au fost trimise nu tocmai au fost bine făcute. Cumva intenționat. Noi să vă dați seama ce campanie electorală grea veți avea acum. Pentru că, în mare parte, toate întrebările astea vă vor fi adresate în teritoriu. Știm. Deci noi niciodată nu ne-am oprit să comunicăm cu oamenii. Tocmai de asta avem lunar, corturi, mergem prin piețe, discutăm cu oamenii, distribuim ziare cu răspunsuri la întrebări. Și noi știm. Deci partidul permanent este în discuție cu oamenii. Și oamenii cum reacționează când vă văd în teritoriu? Nu mă refer la comunicatele de presă oficială care vin de la PAS. Nu, vă spun, nu am ce ascunde pentru că ei ne văd și nici nu am putea să ascundem. E foarte diferit. Avem foarte mulți oameni care ne susțin. Avem oameni care au întrebări și întrebări cum legitime, corecte. Sunt evident că persoane care nu ne susțin și este și normal. Noi totuși suntem într-o democrație în care nu ne-am dorit ca un partid să fie pe placul tuturor cetățenilor. Este corect să avem opinii diferite. Dar principalul motiv de ce facem noi asta este că, indiferent de ce cred oamenii, noi trebuie să fim acolo și să discutăm cu ei. Domnul Sfânt, dar dumneavoastră îi considerați pe băieții ăștia care au fost la președinție înainte de 21 și ieri băieți de treabă? Nu ca ăștia care, da, nu știu, putiniști și tot așa. Nu știu dacă întrebarea este corectă. Deci, instituția prezidențială a avut o discuție cu partidele care au fost invitate la acea ședință. Asta eu tot. De ce vă întreb? Iată, majoritatea dintre ei, când vin aici în studio, povestesc despre faptul că PAS-ul, prin anumite instituții, cum ar fi ANIU și nu doar, zic ei, racolează oameni în teritoriu, pentru că aceștia, prin șantaj în mare parte, să candideze din partea PAS-ului la localele din anul ăsta. Asta o spun ăștia care vin, care au fost inclusiv la președinții ăștia, domnii care au fost inclusiv la președinții. Și o zic deseori, o repet. Eu să-i cred pe ei sau data viitoare când o să vină, zic, nu spune minciuni. Nu trebuie, eu cred că cel mai bine e să le cereți probe, în sensul dat. Și să, pentru că dacă vorbim de racularea în forma care o spuneți, probabil se duc la anumiți membri de-a lor, da, care ar putea să spună. Eu, din ce cunosc, nu, în partid nu avem acest lucru. Deci nu se discută și nu șantajează nimeni pe nimeni. Noi avem discuții, colegii, organizațiile teritoriale cu toată lumea din raioane și ca orice partid politic serios își vrea să câștige cât mai multe primării. Corect? Scopul scuze în mijloacele sau nu? Evident că nu scuze, pentru că trebuie să acționăm în limita legii. Deci nu putem să facem lucruri care sunt ilegale. În acest sens, noi purtăm discuții cu candidați, identificăm candidați pentru fiecare localitate, astfel ca să avem cel mai bun rezultat la toamnă. Unii dintre ei spun că vă folosiți și de satul european, satul european expres, spunându-le primarilor că candidează din partea noastră și o să câștigi niște bani. Mie mi se pare că
hai să nu folosesc cuvinte foarte tari, dar eu am fost cel care, împreună cu colegii de la minister, am pornit, tehnic vorbind, proiectul SAT European, și știu foarte bine cum s-a făcut selecția în cadrul programului SAT-ul European. Practic toți cei care au depus un proiect eligibil au fost selectați, indiferent de partid și culoare politică. Așa că chiar nu înțeleg de unde sunt aceste acuzații. Data viitoare am să-i întreb în contact. Nu, vă rog să-i întrebați, să spună. Deci să-i întrebați direct, partidul sau un primar a aplicat, a luat proiect sau nu? Că ați vorbit despre ministerul pe care l-ați condus. A fost la noi recent, la emisiune, doamna Lilia Dabija, actuala ministra infrastructurii și dezvoltării regionale. O doamnă minunată. Și asta eu de data asta, fără ironie, chiar pe bune vă spun. Dumneavoastră, sunteți mândru de omul care a rămas în locul dumneavoastră la minister? Eu sunt mândru de toată echipa cu care am lucrat la minister. Doamna Dabija a fost secretarul general al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Într-o perioadă foarte, foarte complicată și am zis-o cu toate ocaziile. Sunt mândru de fiecare din colegii cu care am lucrat și care am contribuit la realizarea lucrurilor la minister. E o adevărată profesionistă, doamna Dabija, da? Da. Doar că a zis doamna la noi în emisiune că se poartă anumite discuții privind concesionarea aeroportului. La foarte scurt timp după asta, la o altă emisiune, a zis că ea asta n-a zis. Eu înțeleg. Partidul, premierul, opinia publică, care guvernările întotdeauna se sperie de ceea ce scrie lumea Facebook, vai, 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 doamna a negat. Dumneavoastră, un piculeț, sunteți altfel decât mulți din PAS. Curajos, pe locuri tupeist, în sensul frumos. Dumneavoastră, pe bunii, considerați că noi o să facem față cu acest aeroport pe care, slavă Domnului, l-am întors. Dumneavoastră, chiar credeți că n-ar fi ok să-l dăm, nu știu, Dubai, găsiți orice companie tare, care că eu nu prea recunosc. Nu ne ducem în Habarovsk, nu ne ducem în Rostov pe Don. În primul rând, ca să comentez un pic declarațiile doamnei Dabija, eu intenționat am ascultat ce a spus doamna Dabija. Mm. Și hai să fim sinceri, domnul Gonța. Doamna Dabija nu a zis că se dorește concesionarea aeroportului. Nu a zis. Doamna Dabija a vorbit despre anumite discuții care se discută cu parteneri ca să contribuim la dezvoltarea aeroportului, ca să atragem mai multe rute, inclusiv ca să dezvoltăm și infrastructura aeroportuală. Deci asta este ce eu am înțeles din întrebarea și răspunsul care a fost dat. Că unele surse mass media au luat și au făcut un titlu de acest tip este o altă situație. Doi, referitor la opinia mea ce ține de aeroport. Cu siguranță, noi trebuie să înțelegem ca țară că acest aeroport trebuie să se dezvolte într-un ritm rapid. Deci rapid. Este un cuvânt foarte important. Nu doar să se dezvolte. Pentru că dacă nu reușim foarte rapid să dezvoltăm acest aeroport din toate punctele de vedere, știți cum, putem să rămânem în urma trenului. Și deja vedem competiția, inclusiv din România, aeroportul din Iași. Noi rămânem în urma trenului. Exact. Exact, da. Este evident că până la preluarea acestui aeroport de către stat, nu exista niciun interes să se investească serios în acest aeroport. Respectiv, când suntem deja proprietari, mă refer statul proprietar al aeroportului, este corect din partea administrației aeroportuare și a ministerului și a guvernului să facă tot posibilul ca, unu, să atragă resurse financiare, să atragă companii aeriene și să investească cât mai repede în acest aeroport. Bani nu-s. Deci bani la guvern probabil sunt mai puțini. De aceea trebuie să găsească soluții. Asta nu înseamnă concesionare. Da. Sunt tot felul de alte formule în care se pot găsi bani. Sunt instituțiile europene, BERD, BI, care pot investi. Dacă mă întrebați strict de concesionare, opinia mea, chiar dacă s-ar ajunge vreodată la discuția despre concesionare, eu cu siguranță nu aș face-o acum.
Pentru că acest aeroport trebuie să îi se crească valoarea în momentul în care, dacă se va concesiona, să fie concesionat la niște termeni mult mai buni pentru stat. Mm-hmm. Acum nu este sens că el este cumva într-un dezastru și vom lua foarte puțin. Deci este bine, eu nu știu cât, s-ar putea să fie puțin, mult, dar este bine ca un pic noi, ca și stat, să investim în acest aeroport și să-i creștem valoarea lui cât mai mult. Respectiv, eu sunt sigur, din ceea ce cunosc, că se lucrează în acest sens și sper ca guvernul să vină cu noutăți bune în perioada următoare. Clar. Deși mâine o să ne uităm noi încă o dată la acel video. Vă rog. Guvern. Da. Guvernul Răcean. 100 de zile. Raport n-a fost. Fiecare cu scuza sa. Dar știri au fost multe, 100 de zile, 100 de zile. Iată dumneavoastră când vă uitați la știrile astea cu 100 de zile. Nu vi s-a făcut dor de guvern? Să mi se facă dor de guvern. Invers. Eu discutam și în familie, zilele trecute că după o perioadă extrem de complicată cu 14, 16, 18 ore în care trebuia să fiu conectat la activitatea de la minister, este bine să avem o pauză un pic ca să putem să ne detașăm, să mai facem și alte lucruri. Ok, haideți să spunem că sunteți acum la președinție într-un fel de concediu. Nu vă jucnesc. Eu nu vă jucnesc. Da, îmi dau seama nu că înțeleg. Nu e ceea ce e acolo. El era mega minister. Asta... Era un minister drăguț. Așa. Drăguț să... eu. Ăla era super o să tare. Aveți, o să aveți o știre. Iată, eu l-am citit odată pe domnul Valeriu Pașan, care tare a ironizat tema dumneavoastră. Covoare, ce, nu știu, acolo, da, a fost foarte. Eu că nu, de ce l-am citat pe domnul Pașa? Pentru că el nu poate fi acuzat de a fi, că ar fi verișorul lui Putin și, da. Dar asemenea ironii pe seama dumneavoastră vin mai mult, de la lideri de opoziție. De asta eu nu pot să înțeleg. Dumneavoastră, cât timp vreți să stați la președinție, și să-mi răspundeți mie despre un havuz sau despre luminiță. Dumneavoastră chiar nu aveți niște ambiții un piculeț mai mari? Mă provocați acum să ce... Da. Nu o să vă reușesc. Eu îmi fac treaba acolo unde sunt. Și nu contează. Sunt la minister, sunt la președinție, încerc să-mi fac responsabilitățile în cel mai bun mod. Iar despre ironii, na, asta este. Dar de ce domnul Răcean nu v-a propus continuarea muncii? Da, am zis, asta a fost decizia mea să plec din guvern. Deci, dacă vă aduceți aminte, anunțul despre plecare a fost înainte ca să fie anunțată lista de miniștri. Vreau apreciere pentru guvernul Răcean, spre deosebire de guvernul Gavrilița? Aveți? În ce sens? Nu știu, mai bun, mai tare, mai... Nu e corect să fac astfel de... Dar ce este mai deosebit sau ce este altfel în cadrul acestui guvern spre deosebire de fostul, cu excepția faptului că Dorin Răcean de fiecare dată se ia de Irina Vlaca sau invers, nu știu, spuneți cum vreți. În primul rând, nu cred că noi trebuie să căutăm diferențe în guvernul Gavrilița și guvernul Răcean. Acest guvern este guvernul politic al Partidului Acțiune și Solidaritate. Și așa cum a menționat de mai multe ori și domnul prim-ministru Răcean, se implementează acel pachet de reforme cu care a mers în alegerile prezidențiale și parlamentare. Dumneavoastră, când ați fost ultima dată la noi la emisiune, erați ministru. Da. Și spuneați că această stare de urgență în care trăim de 2 ani va dura atât timp cât va dura războiul. Da. Din ce știți la partid, ideea formulat atunci de către dumneavoastră, rămâne azi în vigoare? Noi permanent au fost discuții, inclusiv în guvernul Gavrilița, dacă să prelungim starea de urgență. Și practic, odată la 2 luni, aceste discuții se poartă. Respectiv, s-au purtat și acum la sfârșitul lunii mai și cu siguranță se vor purta și atunci când, dacă se va cere prelungirea stării de urgență. Ori sunt anumite decizii care trebuie să fie menținute pentru funcționarea și stabilitatea, funcționarea instituțiilor, dar și stabilitatea în țară. Dați-mi voi să pun o întrebare serioasă. Vă rog.
Dar de ce noi în primul trimestru al anului ăsta avem o scădere a producției industriale cu 4,7%, a volumului lucrărilor în construcții cu 10,9%, exportul mărfurilor autohtone cu 15,2%, iar exporturile în țările Uniunii Europene au scăzut cu 6,1%. Din câte cunosc, domnul Laiba a fost la... Și el a zis că nu e chiar domeniul meu. Zic, nu știu, poate a domnului... Nu, haideți, e Ministerul Economiei, cred că trebuie Pideza să... Pideți dumneavoastră, spuneți că v-ați uitat numai un fragment ăla cu concesionarea. Vă uitați dumneavoastră la emisiunile mele. Sau la unele dintre ele. Eu recunosc că citesc inclusiv revista presei, care o face la președinție serviciul de presă și citesc cam tot ce se întâmplă în fiecare. Serios? Și acolo este și puterea patră? Cu siguranță sunt toate știrile de la toate... Wow, onorat, nu știam. Respectiv, citesc toate informația pentru că așa mi se pare corect. Cred că e o întrebare pe care trebuie să o dați domnului Alaibă. Încă o dată. Nu, în sensul că vorbesc despre cifre foarte exacte și atunci eu chiar nu aș vrea să duc în eroare. Spuneați la emisiunea de la TV8 că veți acționa judecat pe Renato Osat. Da, am trimis cererea prealabilă. Ce înseamnă cerere prealabilă? Păi așa este procedura. O încercare de a soluționa conflictul într-un mod amical. A, și ce i-aș cerut? I-am cerut să dezmintă informația. Dacă nu? Dacă nu, merg în judecată. Și în judecată ce vă cere? Vă cere inclusiv dezminterea informației și un prejudiciu material. În valoare de? 1 milion de lei. Serios? Da. Și ce o să faci scot să bani? O să-l donez. Cui? Sau n-ați decis? Nu am decis. Am să mă gândesc și am să-l donez. Data viitoare trebuie să-l întreb și pe el că nu o să vină, că el zicea tot la aceeași emisiune că va merge la procuratură să depune, nu știu... Să fie bun să meargă. Dumneavoastră ați remarcat cu excepția fanilor PAS-ului și membrilor PAS-ului, gluma aia pe care ați făcut-o cu talentații băieți de la 02 nu prea a plăcut. Încă o dată. Cu excepția fanilor partidului de guvernământ și a membrilor partidului de guvernământ, gluma aia dumneavoastră pe care ați făcut-o cu talentații băieți de la 02 despre gaz nu prea a plăcut și lumea a zis că cam obrăznicuți din partea domnului, să spun. Nu știu, eu am mers pe mâna... Lui Radu, regizorul. Nu, cred că... Păi era Cătălin, ideea. Cu Cătălin am discutat, a zis că hai să filmăm, ok, a fost doar o glumă, dar eu am primit, feedback sau reacții diferite. Bun, astea pozitive vin de la partidă totdeauna și de la... Nu, mi-e pare rău că unii au luat în serios chestia aceea și o prezentau ca o chestie foarte serioasă, inclusiv aici la emisiune, dacă nu greșesc. Încercați să arăt că, uite, ce răspuns serios face domnul Costiuc? Dumneavoastră știți mai bine. Da, domnul Costiuc. A fost o glumă, am participat la acea emisiune. Și eu am participat anul trecut. Știu, mi-a spus, da. Și a fost o experiență interesantă, am cunoscut oameni, inclusiv pe Cătălin, l-am cunoscut mai aproape. Și în momentul când era o mică pauză, i-a venit ideea, am contribuit și am filmat, nimic mai mult. Da, și pe mine m-au pus să fac ceva de genul ăsta, dar nu chiar. Eu am ieșit mai bine și ori. Da, eu cu siguranță nu sunt cel mai bun actor. Încă îmi piculeze spre gaz. Te rog. Domnul spune, dar dumneavoastră vă dați seama că oricum pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă veți rămâne în memoria oamenilor ca omul responsabil de prețurile foarte mari la gaz. Chiar dacă, să zicem, că lumea vă crede că ați făcut tot posibilul, scheminus, dar 30 de lei asta a durut și a durut pe oameni care inclusiv își permit. Da, știu. Inclusiv, așa zis, sau pseudonimul de dominator care vine de la doamna Demerencu va rămâne în continuare. Trebuie să transmitem salutări, doamna Demerencu. Transmiteți. Da. Mă gândesc cum să-ți răspund. Da, eu înțeleg foarte bine și permanent am spus peste tot că eu foarte conștient înțelegeam care sunt deciziile, care este impactul, inclusiv referitor la imaginea mea sau reputația mea. Însă eu aveam de ales între a lăsa țara în întuneric și frig sau să merg înainte și să găsim soluții.
Și cu mâna pe inimă, împăcat pe suflet, vă spun că am făcut tot ce a fost necesar pentru ca noi să avem o iarnă ușoară sau mai ușoară. Iar eu cred că sunt împlinit, chiar dacă nu vă mai face politică sau nu voi mai avea nicio funcție în stat, știind că a rupt Moldova de șantajul gazului pe care îl făcea Federația Rusă. Eu cred că puțini oameni au trecut prin procesul de discuții, negocieri cu Gazprom și cu Federația Rusă. Cred că foarte puțin. Și cred că și mai puțin din ei vor fi sinceri când vor expune cum au aceste discuții și cum percep acei oameni Republica Moldova. Și eu mă bucur că noul Minister al Energiei și toți, sper eu, că nimeni nu va mai întoarce înapoi, toți ministrii de energie de acum încolo nu vor mai trece prin acel proces de negocieri cu Gazprom. Dar vor participa la o piață liberă, transparentă, corectă de gaze din Uniunea Europeană și din restul lumii. Și noi asta am reușit într-un an jumătate. Din momentul în care nouă ni se spunea că nu există alternativă, nu există altă soluție, nu există, asta este unica și unica șansă. Noi am arătat că se poate. Și gazul s-a ieftinit la 18 lei și dacă prețurile pe piețele internaționale, pentru că nu eu decid care este prețul pe piața internațională, va rămâne același sau va scădea încă, dacă se va duce mai jos, tariful la gaz ar trebui în mod normal să mai scadă. Și va trece un pic de timp, domnul Gonță, un an, doi, și când o să ne uităm înapoi, o să fim siguri că am făcut tot ceea ce trebuia. Mai mult decât atât, domnul Gonță. Eu sunt sigur că mulți din cei care arată cu degetul acum înțeleg foarte bine că ce s-a făcut în acel un an jumătate a fost determinant și corect pentru țara noastră. Dar, din motive evident politice sau din alte motive, încearcă să arate sau să prezinte lucrurile altfel. Gura lumii nu mai închis. E dreptul cetățenilor să aibă o părere. Niciodată nu am încercat să... Politicienii vă vor acuza în continuare în pofida acestui răspuns al dumneavoastră. Dar dumneavoastră, nu credeți că doamna Maia Sandu nu procedează corect atunci când vă ia apărarea în public, când este întrebată de către jurnaliști? Da. Pentru că astfel transmite mesaje foarte clare organelor abilitate, nu îl atingeți că e băiat de treabă. De ce să nu zică organele să investigheze? Nu știu dacă doamna președinte a zis vreodată organelor să nu mă investigheze. Mai mult decât atât, eu personal am solicitat și solicit încă o dată. Dacă sunt aceste dosare pe fapte și ei vor să facă, să le facă. Invers, pentru mine este o întrebare de ce ei nu închid sau nu duc până la capăt. Mm-hmm. Înțelegeți? Pentru că inclusiv atunci când a fost la minister și m-a întrebat, nu am mai aflat nimic, s-a dus până la capăt, nu s-a dus până la capăt. A fost cu informația cu acele 43 de milioane de euro. Eu am primit răspuns de la bancă că nu există așa ceva. Am primit răspuns oficial pe care l-am făcut public. Din ce cunosc și instituțiile au primit răspuns că nu sunt acele conturi, că este un fals. Și eu vreau să primesc și eu acel răspuns, să spună public, nu există. Pentru că nu există. Dar așteptăm. Toți cei care, și puteți să întrebați pe oricine, de la CNA, de la Procuratura Generală, de la Procuratura Anticorupție, pe CECOC sau care mai sunt ele, niciodată nu am telefonat pe nimeni să spun, să nu facă sau să facă, inclusiv când am fost la minister. M-a sunat procurorul, a zis că vrea să vină, am zis cu mare drag, puteți să-l întrebați. A venit, am făcut toate procedurile care mi-a spus. Eu nu am ce ascunde, Gheorghe. Chiar nu am ce ascunde. Și eu sunt împăcat și este cum? Îmi pare rău că se manipulează în spațiu public. Asta cu adevărat îmi pare rău și se transmite foarte multă minciună. În schimb, eu știu sigur ce am făcut, care decizii le-am luat. Sunt absolut sigur că mai devreme sau mai târziu, inclusiv acele instituții care nu știu ce investigează acolo,
Sper eu, vor ieși și vor spune că nu este nimic. Bun răspuns. Dar apropo de manipulare, zilele trecute a fost făcut public un sondaj de opinie despre toate și nimic. Și domnul Valeriu Pașa, cel care a făcut sondaj la Watchdog, a fost chemat la o emisiune seara la TV8. Și la un moment dat el spune așa o frază. Tendințele proruse au crescut în Moldova din cauza suspendării licențelor posturilor TV din Rusia, ceea ce i-a determinat pe oameni să se mute în spațiul virtual. Domnul Spânu, păi de ce s-a închis 6 televiziuni? Eu nu cunosc care sunt argumentele domnului Pașa pentru astfel de declarații. Sondajele arată că tendințele proruse în țară au crescut. Deci eu nu cunosc. Deci, repet, este o declarație făcută de domnul Pașa și trebuie să întrebați pe domnul Pașa. Eu chiar nu... Mai mult decât atât, probabil domnul Pașa are mai multe date, că deține informații despre sondaj. Noi am văzut ceea ce a fost public și nu avem toată analiza pe cauza, efect și așa mai departe. Așa, noi mai avem minute sumărate. Mai am 2-3 subiecte. Noi să țineți cu Alaiba sau cu patentare? Eu? Da. Eu țin cu cetățenii, în primul rând. Domnul Alaiba este și cetățean al Republicii Moldova. Înseamnă că țin. Atât un răspuns așa, așa. De diplomatic. E corect cum procedează domnul ministru al economiei? Eu cred că este corect ca toată lumea să vrea să se schimbe. Eu am analizat cu multă atenție, inclusiv protestul, am analizat inclusiv ceea ce prevede proiectul și chiar pe locuri nu înțeleg unele argumente. Adică eu accept că este complicat, că este greu, că veniturile sunt mici. Asta tot accept și credeți-mă că urmăresc, văd, merg pe în sate, vorbesc cu oameni. Am fost și eu, apropo, când ați pomenit de emisiunea cu Cătălin Lungu, sper să o vedeți în când va fi în toamnă, m-au trimis la piață să vorbesc cu oamenii. Și am fost și am vorbit cu oameni, inclusiv despre patentă. M-au întrebat... Ups. Nu nimic. Deci ce mi-a spus o doamnă acolo era că costul aparatului de casă, pentru că trebuie să-l schimbe sau unii să-l cumpere, este prea mare. Da. Și a fost răspunsul economiei că pentru asta se vor aloca subvenții ca să poată să cumpere aparatul de casă. Deci, înțelegeți, noi nu putem să mergem înainte, dar să facem tot ce am făcut în trecut. Trebuie ceva să schimbe. Și acum vine o politică care este destul de prietenoasă, nu este mai rea decât ceea ce a fost până acum și eu nu am auzit argumente de ce să nu se meargă înainte. Am înțeles. Ne sunteți pentru sau cu... așa ar fi întrebare tâmpită. Mi-a susțineți într-o totul părăsirea Moldovei a comunității statelor independente. Procesul care a început se va încheia cu părăsirea definitivă și totală a acestei comunități. Eu cred că noi trebuie să părăsim tot ce nu aduce avantaje Republicii Moldova. Domnul Spânu, inclusiv să părăsim OSCE-ul? Deci, încă o dată, despre OSCE nu cunosc că sunt astfel de discuții, dar despre CSI, eu cred că noi trebuie să părăsim toate instituțiile sau organizațiile internaționale care nu aduc avantaje Republicii Moldova. Și eu vă întreb, ce fel de CSI suntem noi? Când Moldova are un conflict înghețat cu o țară din CSI, Federația Rusă. Ucraina are război, Georgia are război, Armenia cu Azerbaijan are un conflict. Asta ce fel de comunitate este? Odată și odată, deci trebuie să părăsim CSI. Nu, odată și odată trebuie să rezolvăm aceste probleme. Iar dacă această comunitate nu ne ajută să rezolvăm aceste probleme, atunci care este sensul să rămânem în ea? Domnul Spânu, spuneți-ne, vă rog frumos, care este diferența dintre atitudinea PAS-ului față de protestele agricultorilor din anul 2020 și atitudinea PAS-ului față de protestul agricultorilor din anul 2023?
Eu nu cred. Eu personal am tot respectul pentru agricultori și pentru acțiunile de protest de atunci, pentru acțiunile de protest care sunt acum. Păi doi deputați de ai voștri spuneau că scuiesc politic de data asta. Eu sper, atunci erau apolitici și haideți, libere și independente. Această intervenție nu am văzut-o, ca să pot spune exact ce au zis. Dar dacă au zis așa, probabil a fost un comentariu nepotrivit. Dar știi că tot timpul ți-am zis, eu foarte mult respect dreptul de a protesta și mi se pare corect într-o țară democratică ca oricine vrea să protesteze să poată să o facă liber. Și asta s-a întâmplat. Deci agricultorii au ieșit la protest. Diferența este și este una fundamentală, domnul Gonță. Da. Că în procesul acesta de discuție sau, altfel spus, guvernul a fost și a acționat cu bună credință în discuția cu agricultorii. Inclusiv am auzit comentarii că din 2022, și eu țin minte, din 2022 au fost discuții, ședințe, s-au luat anumite decizii pe motorină, pe TVA, pe creșterea fondului de subvenționare. Peste tot au fost discuții cu bună credință. Acest guvern și guvernul Gavrilița a comunicat cu bună credință cu agricultorii și s-a încercat să se găsească soluții atât cât este posibil și în beneficiul agricultorilor. Chiar și ca rezultat acestui proces. Înțeleg că nu pe tot încă mulțumește, dar s-au găsit 200 de milioane care vor fi alocați. Asta este diferența. Atunci nici măcar nu se discuta. Clar. Și ultima întrebare. A apărut un fel de taxă locală la Chișinău pentru salubrizare? Da. PASO n-a ratat ocazia, mai ales asta e PASO de Chișinău. Și o bătaie în ce bani de doamne ferește. Și am citit un comentariu al doamnei Cantaragiu, da, care este consiliera președintelui. Da. Și a zis că taxa e ok. Da, toată lumea știe că taxa de salubrizare este ok. Păi eu cui se dau dreptate? PAS Chișinău sau doamnei Cantaragiu? Doamnei Cantaragiu și PAS Chișinău. Nu trebuie să dați dreptate domnului Ceban. Și vă explic de ce. Să întrebați pe domnul Ceban pentru ce va fi folosită taxa pe care a inclus. Pentru salubrizare? Nu. Pentru partid? Păi eu vă întreb. Pot să vă întreb altă. Dumneavoastră, câte facturi primiți până la această taxă? Primeați o factură pe salubrizare? Nu. Sigur? Să verificați. Eu plătesc facturile în casă. Păi ia să vedeți, cine plăte pentru, da, cine vă strângea gunoiul până acum? A, asta care... Da, da, logic, okay. Da, asta da. Așa, deci plăteați. Așa. Păi acea taxă pentru ce? Care o plăteați până acum? Păi a explicat doamna Cantaragiu foarte clar că banii ăștia sunt insuficienți pentru că există foarte multe zone. Și eu vă întreb. Acum ajungem la adevăr. Și eu vă întreb, de ce taxa de salubrizare pe care o plăteați până acum nu a crescut? Ca să fie suficient. Pentru că așa e lui. Dacă nu e suficient, crește taxa. De ce nu a crescut? Eu nu știu. Așa, nu știți. Dar șmecheria asta a fost, a introdus o altă taxă care... Votată de către nu, Parlament. Nu are treabă Parlamentul. Ei, PASO niciodată nu are treabă cu nimic. Nu, domnul Gonță, haideți vă rog, uitați, că aici mi-e place să intrăm în detaliu. Dar mie nu, pentru că legezul meu... Nu, dar mie, uitați, dacă ați început discuția, haideți să clarificăm pentru oameni, dacă nu vreți să intrați în detaliu. Deci, până acum, toți chișinăunenii plăteau o taxă pentru salubrizare. În mod normal, care se ducea direct pentru salubrizare. Aha. În mod normal, dacă vrei să crești veniturile pentru acest serviciu, crești taxa, ca la gaz sau peste tot. Nu. A pus o nouă taxă, da, care se duce în bugetul municipiului Chișinău cu destinație generală. Cum va fi folosită acea taxă? Și asta a spus PAS Chișinău. Cum va fi folosită acea taxă? Va fi folosită pentru salubrizare? Sau va fi folosită pentru trotuare? Sau va fi folosită pentru concertele lui Ceban? Clar, am înțeles. Data asta am înțeles. Îl întrebăm pe Ceban, dar vă rog, așteptăm să treacă ziua lui de naștere și după care. Doamne ajută. Domnul Spânu, eu vă mulțumesc tare frumos că ați fost la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și sper neapărat să ne vedem aici în studio. Cu drag. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.